Bun găsit, lentila de contact, Des Report, Radio Classic, Stelian Tănase, pilula săptămânii. Astăzi vom vorbi despre masonerie. Masoneria intră în adormire, se numește această intervenție. În anul 1948, masoneria intră în adormire. Altfel spus, pentru că lumea va întreba ce înseamnă asta, masoneria este anihilată, nu mai are voie să activeze, iar mai târziu, ceea ce se întâmplă și cu alte organizații, membrii sunt arestați, trimiși în pușcărie și vor face până la jumătatea anilor 60 destulă închisoare. Era o decizie nu atât a masonilor, deci nu a fost o hotărâre care să vină dinăuntru masoneriei, cât a Partidului Muncitoresc Român, care se botezase în februarie așa, pentru că era de fapt fostul Partid Comunist, partid care făcea totul să dețină monopolul puterii, era obsedat de putere, conform logicii bolșevice. Nu dorea să aibă de-a face cu partide, sindicate independente, alte organizații, inclusiv biserica, știm foarte bine, cât de mult a detestat Partidul Comunist Biserica Catolică, pentru că avea un centru mondial, Vaticanul, de unde se conducea toate activitățile. Ori asta pentru comuniști era ceva de neimaginat. Partidul Comunist vrea să dețină controlul și toate organizațiile se depindă de el. Aici este un paradox, trebuie să spunem, pentru că Partidul Comunist depindea de Moscova. Era un partid condus de la Moscova, deci ei știau foarte bine despre ce e vorba, că primeau ordine de acolo. Și ei credeau că la fel se întâmplă și cu masoneria, și cu Vaticanul. Erau, adică altfel spus, undeva niște centre mondiale care luau decizii. Ăsta era scenariul, desenul, schița pe care o făceau comuniști. Așadar, nici masoneria în 1948 nu mai avea multe zile de trăit. Să ne amintim că regele fusese alungat. În februarie, Partidul Comunist înghițise Partidul Social Democrat, deci nu mai era nimeni pe teren care să le conteste decizia. În iunie vine ucazul de a intra în adormire, ghilimele. Agenții acestei sabordări au fost Mihail Sadoveanu, Victor Eftimiu, Nede Cocea, Mihail Ralea, vechi masoni ajunși la treptele cele mai înalte în ierarhie. Fiecare reprezenta un capitol important al istoriei masoneriei din prima parte a secolului al XX-lea. Din 1937, la presiunea regelui Carol al II-lea, este Fifi, să știți, care ne oferă puțină companie sonoră. Deci din 1937, la presiunea regelui Carol al II-lea, care și el avea obsesia ca să dețină controlul puterii, nu în sens comunist, regele care era un democrat până la urmă, masoneria intrase în adormire, iar Jean Pangal, marele comandor, a plecat în Portugalia. Deși, în anii 30 cu deosebire, masoneria era așadar măcinată de grave conflicte interne. Să mai spunem că au fost în perioada interbelică, pe lângă acțiuni reușite ale masoneriei și conflicte care au făcut hazul presei uneori, pentru că era pe de o parte Mihail Sadoveanu care se rupsese și pe de altă parte era Pangal care continua, să zicem așa, tradiția masoneriei. Și bineînțeles era vorba de bani. Bani, putere, nimic nou, nu-i așa? După răsunea lui Antonescu la 23 august 1944, masonii se reunesc în decembrie și refac Consiliul Suprem. Vă dau câteva nume, poate vă spun ceva. Constantin Belu, Paul Brătășanu, George Grigoriu, Alexandru Bălciureascu. Lor li se alătură Radu și Șerban Cioculescu, Mihai Codreanu, I.A. Basarabescu, Constantin Chirițescu, Constantin Rădulescu Motru, Ion Vinea, Ion Vasilescu Valcean, Dinu Nicodim, Emil Ghilezan. Nume destul de cunoscute, unele dintre ele. Ei sunt cei care, ghilimele, aceasta este expresia în limbajul masonic, reaprind flacăra și lojile revin, iată, la viață. Observ întâi însă absența în această renaștere a masoneriei, absența figurilor cele mai proeminente, cele care dominaseră masoneria în perioada interbelică. Sadoveanu,
Victoria de Ieftimiu, Nedecocea, Mihail Ralea. Ei nu par implicați în acest proces de refacere a rețelor masonice. Ceea ce i-a îngrijorat pe comuniști însă a fost succesul practic instantaneu al masoneriei, înflorirea ei neașteptată. Refacerea masoneriei a fost foarte populară și a adunat în scurt timp mulți membri. Fluxul de înscrieri a fost impresionant. Numeroși tineri de valoare sunt inițiați în această perioadă. Dau numai două nume din noul val, nume și astăzi foarte cunoscute. Dan Amedeo Lăzărescu, inițiat în februarie 1947. Alexandru Paleologu, inițiat în decembrie același an. Ordinul masonic se afla într-o situație foarte dificilă după 5 ani de război și în condițiile ocupației României de Crasnia Armia. Deci nu era foarte simplu, acești oameni nu veneau, să zic, la bine, la un mare profit, la un aranjament al vieții. Erau oameni care își luau niște riscuri pentru că, evident, masoneria nu avea nimic de a face cu regimul comunist. În URSS, iată încă un argument, masoneria era interzisă și era limpede că Moscova nu va permite existența logilor masonice în țările satelit. Ce viitor avea în acest context masoneria din România? Pușcării, prigoană, persecuții. După distrugerea sediului din strada Ion Câmpineanu, numărul 45, în urma bombardării aeriene a capitalei în august 1944, sediul este amenajat într-un subsol impropriu de pe strada Bursei. Este cea unde este... A fost în anii de după război biblioteca centrală și unde astăzi, din câte știu, se fac lucrări pentru un hotel, un restaurant, ceva de felul ăsta. Este o clădire, practic, părăsită. Dar la un subsol al acestei clădiri a activat masoneria. Mihai Norad Dunghian, fost ministru de externe la Constantinopol în guvernul junilor turci, și alte figuri consacrate ale masoneriei inițiază de aici, din acest subsol, renașterea lojilor. Apare și un Consiliu Suprem cu un suveran mare comandor în persoana acestui Mihai Nora Dunghian și apoi și cu George Grigoriu ca mare maestru. Episoadele care au urmat s-au succedat unul după altul. 1. Instalarea guvernului dr. Petru Groza. El este moțu și consideră că, eu citesc, el este ignorat. Mulțulică. Gata. Poți mulțumit și s-a retras, a înțeles. 2. Alegerile falsificate din noiembrie 1946. 3. Abdicarea forțată a regelui Mihai la 30 decembrie 1947. Toate acestea restrâng și apoi lichidează perioada de toleranță apărută după 44 față de lojile masonice până în iunie 48. Deci cam la atât, să zicem, august 44, iunie 48 a fost perioada în care masoneria a resuscitat și a activat. Masoneria este silită din nou să intre în adormire ca la sfârșitul anilor 30. Cel care a dat anunțul a fost Nedecocea. Patrimoniul este confiscat, e vorba de sedii pe care le aveau de fapt în toate orașele semnificative, arhivele de asemenea, și se adunase în 100 de ani de istorie foarte mari arhive, de importanță chiar pentru istoria României, și peste tot sediile sunt închise și confiscate. Activitățile masoneriei sunt total interzise. Mulți masoni sunt arestați în anii 48, 49, 50, 51, judecați de tribunale speciale și închiși pe termene între 10 și 15 ani la Sighet, Aiud, Gherla, Salcia, Galați, Botoșani. Destui, printre ei George Grigoriu, Palu Brătășanu, dar și alții, își lasă oasele prin pușcării. Nu vor mai veni niciodată de acolo. Aceasta a fost istoria postbelică a masoneriei românești.